Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare, destul de scurtă, pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în balanță, etalare pentru această perioadă. Teoretic ar trebui să fie între voi și altă persoană, nu contează ce persoană este, nu e obligatoriu să fie iubitul, iubita, poate să fie și membru al familiei, părinți, rude, alte rude, colegi, voi știți, veți descoperi. În timp ce am amestecat clarificatorii, am văzut patru de spade, în mod special, poate că e tăcere între voi și cineva, poate că simțiți nevoia să stați la pat să vă gândiți. Balanțele, în general, aleg greu. Teoretic, când aleg, sunt destul de determinați să manifeste, dar să vedem, până aleg e mai greu. La capătul setului de cărți, împărăteasă și regina recupera. Este un refuz, este o ocazie pierdută între voi și cineva și se dorește renașterea, se dorește un anume tip de împăcare și această împăcare să aducă abundență, să aducă dragoste, pentru că cineva își dă seama că a pierdut femeia vieții sale, o împărăteasă și o regină de cupe, o femeie și frumoasă și iubită și iubitoare și înțelegătoare și tot ce e mai bun. Nu, au fost blocaje și nu doar că au fost blocaje, simt că a fost și o energie care a încercat să reziste în fața dragostei, în fața oportunităților, în fața noutăților. Cineva a rezistat în fața noului și chiar în fața vieții. A rezistat, s-a opus, cu alte cuvinte. Da, temperanța și balanța. Și schimbarea de energie. Dacă vreți să fiți bine, trebuie să fiți în echilibru. Într-adevăr, trebuie să alegeți corect, pentru că posibil că la un moment dat cândva n-ați ales. Dar ați pierdut ocazii când ați ales corect. Dar poate că altcineva vrea să se vindece de voi. Însă, e o adevărată filozofie. Toate cărțile astea pot să sugereze și balanța, și balanța și săgetătorii, și mai apar și semne de apă, dar nu asta e ideea. Ideea este că dacă vrei să manifesti, să schimbi viața în bine, înspre frumos, înspre fericire, evident că trebuie să fii în echilibru, evident că trebuie să fii corect, evident că trebuie să te vindeci de trecut, de dezamăgiri, de neîmpliniri, evident că trebuie să fii în legătură cu îngerii tăi. Hai, o dată, balanță, de două ori, de trei ori. Nouă de cupe? Împlinirea tuturor dorințelor. Dorința cuiva, a voastră ar putea să fie, de a comunica cuiva cât înseamnă pentru voi. După o separare bruscă, o separare bruscă. Spânzuratul, regele de monede, asul de monede, și doi de monede. Doi de monede, Marte în balanță. În special. Și doi de spade. Marte sau chiar Venus, în fine. Sau Mercur. La capătul setului de cărți, regrete. Din cauza... Iată, doi de spade, iar. Iar, e un sentiment de pierdere. Băi, n-am știut ce să aleg. Ia uite, persoana asta este bine și începe viața. S-a îndrăgostit sau are o pereche pasională care e în preajmă și cu care poate să înceapă ceva nou, nouă de monede. Puteam să manifest acest început, acest adevăr, această pasiune eu cu ei, dar dacă am stat și m-am gândit prea mult, acum stau și plâng. Poate nu plângeți voi, poate plâng ei. În fine, cineva regretă incapacitatea sa de decizie și nu doar de decizie, cât de acțiune. Măi, pentru că începem cu spânzuratul care reprezintă stagnare. Stagnare. Așteptare, amânare. De ce? Din cauza unei
poziții foarte tradiționale. Regele de monede de obicei e soț, e tată sau e o persoană cu un statut profesional suficient de bun cât să îl facă să fie mai... Oh, ce mesaj simt. Dar să-mi continui ideea, să fie mai reținut. Și în acțiune. Oh, stai cu minte. Să fie reținut și în acțiuni și în comunicare și în decizii. Să se gândească tot timpul la aspectele financiare. Dar apare un as de monede. Aici apare. Scuzați-mă, motanul meu este în căldură și vrea afară. Sper să nu facă dezastru. Cineva vrea afară din această situație. Interesant. Poate că cineva, persoana la care vă gândiți voi, a simțit că stă pe loc în relație cu voi. Sigur, vă dau mai multe variante. Poate aveți pe cineva cu marcaj în semnul peștilor, dacă știți. Apare semnul peștilor, semn de pământ, taur, fecioară, capricorn deocamdată n-a apărut, dar taur și fecioară. Dacă știți că voi ați fost persoana aceea tradițională cu responsabilități, în viața persoane care a stat, v-a așteptat, a apărut o nouă oportunitate, aș spune așa, o nouă oportunitate. Și acum această persoană trebuie să decidă. Și va decide. Va decide pentru că voi nu ați decis. Așa simt nevoia să spun. Puteți să inversați rolurile, este alegerea voastră. Însă... O să și clarificăm. Clar, sunt niște regrete. Ia să vedem după. Nu mă carte, totuși, după 2 de monede. Ia uite, 4 de spade. Un anume tip de renunțare. Ia uite. Nu știu, eu simt că sunteți voi pentru că e semn de aer, 4 de spade. Voi poate aveți și planete în fecioară, dar voi copleșiți de, sau consumați de energie. V-ați consumat energia în prea multe responsabilități, care v-au epuizat pe unii dintre voi și sunteți chemați la transformare, la transformare radicală, să o luați de la zero, dar, ce să zic, pentru unii simt că e posibil. Eu așa simt că ori voi, ori ați ales greșit, ați ales varianta statică, nu ați ales schimbarea și persoana care s-a simțit în preajma voastră că stagnează, că face prea multe sacrificii, că nu se avansează lucrurile, că nu evoluați, persoana respectivă are o nouă oportunitate sau a avut în ultima vreme în preajmă. Și asta e. Asta simt și asta transmit. Hai să vedem totuși, să clarificăm. Și Și ce să zic, dacă o persoană în preajma voastră, sau chiar voi, vă simți, dacă oricine simte că stă pe loc într-o relație, mi se pare absolut normal să caute o nouă oportunitate. Pentru că stagnarea este opusul evoluției. Clarificăm spânzuratul. Ia uite, 5 de spade.
Cine a simțit că stă pe loc, a simțit și că sunt jocuri mentale. De fapt, jocurile mentale i-a ținut pe loc. În ce sens? Că celălalt a încercat tot timpul să manipuleze mental situația, în așa fel încât să... Știți, sunt oameni care vor să aibă oameni în preajmă, dar să nu se implice. Pentru cineva clar vorbesc. Dar să nu se implice. Să aibă și cu tare, și cu tare, și cu tare în preajmă, dar să nu se implice. Ei, și undeva un nou gând, interesant, temperanța, un nou gând. Poate sunteți voi, nu știu, poate persoana cu care aveți de-a face, dar a venit un nou gând în această perioadă de reconsiderare cu temperanța, de așteptare, de amânare. Nou gând pentru că e schimbare de perspectivă. Ce ar fi să o iau de la zero ca să manifest fericire decât să stau în aceste conflicte mentale? Da? Decât să stau într-o relație toxică și apare iar semnul balanței, o relație în care cineva n-are suficient timp de mine pentru că trebuie să se ocupe și de alte chestiuni. Ia uite, minciuni. O relație la distanță în care din când în când sunt bombardată cu comunicare pasională și apoi apare tăcerea, apare obsesia, apare blocajul, apar minciunile. Regele de monede. Clarificăm regele de monede. Sunt multe. Dar am văzut de monede. Iar puteți să fiți voi. Ia uite, 5 de monede. Incapabil să decizi. Nu incapabil. Indeciși, mai bine zis. Sau între două relații. Între job și o relație. Între familie și o relație. Între căsătorie și o relație. E ceva. E ceva. Da, e o poveste de dragoste aici, îndrăgostiții. Dar am senzația că a apărut o altă persoană la mijloc. Ia uite, 3 de cupe. O nouă oportunitate pentru persoana de care poate v-ați îndrăgostit, dar nu-i suficient să te îndrăgostești. Trebuie să și faci ceva în acea poveste de dragoste. Pentru cineva clar vorbesc. Nu vă simțiți atacați, că poate nu vorbesc pentru toți, dar pentru cine știe că nu a acționat coerent și suficient de constructiv, aș spune, pentru această poveste de dragoste, persoana de care a fost îndrăgostit și-a găsit în altă parte asul de monede și împărăteasă. Un personaj cu marcaj în semn de pământ, eventual marcaj puternic în semnul taurului. Casă, ce? Ca să se vindece de această, iau, de semn de aer, iar de această rană sufletească, suferință. Și care e chestiunea? Dacă au fost blocaje, nu blocaje, vreau să zic în mod special, indecizii, jocuri mentale sau influențele altora sau ce mai era, miscommunications, nu s-a comunicat concret, coerent din partea unei persoane și s-a creat această dezamăgire, persoana poate la care vă gândiți a avut în preajmă, are multe persoane interesate de ei și cine de putem înseamnă concurență? Oameni care se zbat pentru același subiect. A apărut în concurență un alt personaj mai puternic, mai interesant, mai stabil, eventual mai implicat. Mai implicat. Nu, eu așa simt că, în fine, hai să mai vedem, sunt mesaje și mesaje, asul de monede. Vorbesc despre o persoană din viața voastră care e posibil să-și refacă viața. Dacă sunteți voi, bine. Asul de monede. Asul de monede. Ia. 10 de cupe și 6 de băte. O nouă oportunitate de a fi fericit lângă cineva care atrage atenția, care vibrează, care se implică, care a venit în viața cuiva. Chiar apare 8 de cupe, eliberarea. Pare semn de apă, în mod special. 8 de cupe merge către regăsire de sine, 9 de cupe.
Și regăsirea de sine aduce o nouă dragoste, aduce vindecare, un nou început. Văd aici, steaua mea atrage atenție, vindecare. Un nou început, dincolo de iluziile tradiționale. Iluzii tradiționale. Așa spun, așa fanatismul religios creează iluzii. Și dacă nu e religios, sunt tradițiile astea. Că trebuie, că așa zice familia, că așa ați fost învățați. Cineva încearcă să asculte ce îi se spune familia și, din punctul meu de vedere, nu face bine. Cu alte cuvinte, își alungă. Eu așa simt. Alungă fericirea. Doi de monede. Nu știu. Doi de monede. Mi-a venit ceva invers. Nouă de cupe, asta e. Din lipsă de iubire, de sine. Cel care nu poate să aleagă, nu-l poate să aleagă pentru că încă nu se iubește. Dacă nu te iubești, nu știi ce vrei. 9 de cupe invers merge către 8 de cupe. Cel care nu știe să aleagă, îl determină pe celălalt să plece. Tocmai pentru că nu poate să aleagă. Și apare 0 nebunul, da? Care lasă în urmă, iar confuziile. Familia care creează confuzie. De ce și voi? 2 de monede. Da? Și cel care pleacă, alege. O renaștere șocantă. Uite asta văd. Renaștere șocantă cu turnul și judecata. O renaștere șocantă. Steaua. Vindecare. Regina de cupe. 4 de bâte. Pentru că transformă comunicarea cu alte persoane în oportunități de creștere, de a atrage fericirea. Acum, repet, fără supărare, dacă nu sunteți, nu-i persoana la care poate sunteți voi care vreți să plecați. Pentru că simțiți că nu mai creșteți. Posibil și asta. Dar este o nemulțumire a cuiva. Unde mai dăm o carte pe 5 de bute? Conflictele astea. Cineva se zbate, poate să fie cineva tot așa preocupat să-și mențină poziția financiară, profesională, să se zbată acolo și să nu mai aibă timp de relație. Și cealaltă persoană zice, da, ok, dar tu nu mai ai timp de mine. Ce facem? Ia uite, cineva plânge și eu n-am timp de el. El vrea afară, de prea târziu. Clar că cineva s-a plictisit, apropo. Vrea altceva și muta nume vrea altceva, doar că acum la ora asta nu prea îi dau eu din. Vrea pasiune. Nu o debute. Nu știu, e o determinare de a se lupta, a cuiva de a se lupta pentru stabilitate, pentru a rămâne sos, pentru a rămâne șef la locul de muncă, da? Dar cu dragostea ce facem? Ce facem? Repet, apare o nouă oportunitate pentru cealaltă persoană. Și asta e. Și se blochează familia în care a fost manipulat emoțional. Eu tot manipulare emoțională cu magicianul și regina de cupe. Dă și pe 5 de spade. Ia uite, 19 minute, nu mă așteptam să vorbesc așa. Mai dăm totuși pe 5 de spate și pe urmă dăm drumul la pisuiaș. Ia, extraordinar! Dar n-a mai apărut nebunul? Și asul de bâte. Ia uite, prea multe conflicte, prea multe argumente. Vreau ceva nou, vreau pasiune, vreau... Da? Nu vreau să stau pe loc. Ia uite, și al meu râc e la ușă. Da. Hai să vedem. Mesaj. Nu știu pentru cine e, dar pentru cineva care este. Ia uite, înapoi la ceea ce iubești. Numărul 3. Posibil cineva se întoarce înapoi la ceea ce iubește, la ceea ce este. Pentru că în aceste, pentru mine, o nouă dragoste, o nouă dragoste, o uniune a inimilor. Pentru că această relație este karmică. Da?
karmică. Vedeți? Așezați-vă mesajul în viața voastră așa cum se cuvine, adaptați-vă, pentru că etalare generală, destul de scurtă și colectivă. Cam asta e. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine. Ciao, ciao!